Așa face cât îi cheamă bobocii, uite cum ies. Doi au ieșit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dacă am numărat bine, se pare că am 11 boboci. Rațele au început să năpârlească. Uitați-vă cum arată masculul de mandarin. Apa a schimbat-o ieri. Uitați-vă ce au murdărit-o de ieri până azi. Într-o zi plină de pene, de mizerie. Astăzi aștept să iasă bobocii. Când am intrat în volier acum dimineața, am văzut rața ieșită din cuib, dintre acesta. Își chema boboci afară, dar când am intrat în volieră s-a speriat și a intrat înapoi în cuib. O să încerc să filmez. Nu știu cât sunt deocamdată. Azi o să iasă afară. Ascultați cum își cheamă pui. Așa face când își cheamă pui. Este agitată și scoate aceste sunete pentru a determina să iasă din cuib. Se aud și pui, bobocii de fapt. Așa face cât îi cheamă bobocii, uite cum ies. Doi au ieșit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dacă am numărat bine, se pare că am 11 boboci. Nu vreau să-mi apropiu prea tare să-i sperii. O să le pun mâncare și apă. Odată ce au ieșit din cuib, ei nu o să mai intre în cuib. Din prima zi o să intre pe apă. Adică e și foarte cald, deci nu am nicio emoție. Masculii toți au început să năpârlească, deci schimbă penele. Perechea de mandarine galbene, care se vede în acea parte, mai în spate, au și ele ouă, sunt în acel cuibar. A auzit agitație și a ieșit de pe ouă, dar ea mai are vreo săptămână, 10 zile aproximativ, până să scoată bobocii. Am văzut din boboci că sunt și alte, sunt și mai închiși și mai deschiși la culoare, înseamnă că au luat mai multe rațe în acel cuibar. Boboci o să fie amestecați, mandarină, carolină,
Posibil și micul Atlantic. Nu știu sigur dacă au luat micul Atlantic în acel cuibar, dar după coloritul bobocilor am văzut că sunt și mai deschiși la culoare. O să mă duc să le aduc mâncare și apă și o să mai dau drumul la apă în baltă și probabil că o să-i filmez și mai târziu când o să iasă de acolo din spate. Deoarece au fost mai multe ouă în cuib, au fost acum am verificat cuibul și am mai găsit încă 4 ouă. Aici se vede că s-au format bobocii, dar au murit chiar înainte să iasă, deoarece rața nu le-a putut acoperi pe toate. Au fost 15 ouă în total, au ieșit 11 boboci, iar aceștia 4 au, se văd că au fost înăuntru boboci, dar au murit în nou în diferite stadii, deoarece rața nu a putut să le acoperă pe toate cum trebuie. Am mai spus în clipuri că un număr de 10-12 ouă sunt suficiente pentru a le acoperi și a scoate boboci. Se pare că s-a și adeverit. Au fost mai multe ouă deoarece au luat mai multe rațe în acel cuib, dar acestea 4 nu au ieșit. Vă spuneam că bobocii sunt din prima zi pe apă. O să ies afară pentru că văd că le provoc o agitație dacă sunt aici în volieră. Ea încearcă să-i protejeze. Și o să ies afară până se liniștesc. O să le pun mâncare pentru pui de găină, prima fază. Încerc azi să mă duc să văd dacă găsesc hrană pentru bobocii de rață. Este la Bersele Laga, dacă cu 1 și 2. Dacă o să găsesc, o să le cumpăr special pentru ei. Dacă nu, o să-i cresc cu starter pentru pui de găină, prima fază. Le-am dat și în alți ani și s-au dezvoltat foarte bine. Nu uitați să vă abonați. Dacă v-a plăcut, puteți apăsa și butonul de like. Numai bine și păsări sănătoase la toată lumea vă doresc!